Bun găsit, suflete dragi și frumoase! În materialul pregătit, am să vă vorbesc despre o metodă de a scăpa de kilogramele în plus. Simplă, ieftină și sănătoasă, bineînțeles. Trăim într-o societate de consum, ceea ce explică numărul mare de persoane supraponderale. În supermarketuri găsim tot ceea ce ne dorim. Și este foarte greu să rezistăm acestei avalanșe de tentații. Păcat, fiindcă este atât de simplu să ne păstrăm supli și sănătoși. Și pentru asta nu ni se cere să ne înfometăm, ci doar să ne hrănim corect. Cu alimentație echilibrată, oricine poate ajunge la greutatea ideală. Bineînțeles, cu condiția să nu abandoneze pe parcurs, ci să rămână consecvent. Condimentele ne ajută să oferim savoare mâncării și, de asemenea, ne salvează de excesul de sare, grăsimi sau substanțe nesănătoase care oferă gustul plăcut preparatelor. Însă, cercetările au dovedit că acestea ne ajută și să slăbim, prin eliminarea toxinelor și grăsimilor rele din organism. Chimenul și chimionul sunt foarte asemănătoare ca aspect și proprietăți. Fac parte din aceeași familie de plante, împreună cu feniculul și anasonul. Însă, sunt două plante diferite. E bine de știut că ceea ce numim noi semințe sunt în realitate fructe, atât în cazul chimionului, cât și în cel al chimenului. Chimenul este o plantă ierboasă de origine mediteraneană, cu rădăcină comestibilă, asemănătoare ca formă cu păstârnacul. Aroma chimenului este ușor dulce și înțepătoare, iar gustul este picant. Se folosește mai ales în prepararea pâinii cu semințe, a mâncărurilor pe bază de varză, a supelor și în realizarea unor feluri de brânză. Chimionul este originar din Asia. Este mai amar, dar are o aromă distinctivă și bogată. Acesta este folosit ca ceai medicinal, dar și în prepararea mâncărurilor mexicane, marocane și mai ales în curry. Fructele uscate de chimion sunt uniform eliptice și brăzdate adânc. Chimenul este mai lung, iar spre capete devine conic. Este timpul să adăugăm în dulapul de bucătărie încă un condiment. Un ingredient care nu numai că dă un gust aparte mâncării, ci ne va ajuta și să scăpăm mai repede de kilogramele acumulate. De ce v-am spus toate acestea? Deoarece astăzi vom vorbi despre chimion, vedeta materialului pregătit, iar acesta este confundat de multe ori cu chimenul. Chimionul este un condiment modest și neglijat la noi, dar este folosit mult în bucătăria orientală, cu beneficii pentru sănătate remarcabile. Majoritatea beneficiilor chimionului au legătură cu digestia, sistemul imunitar și circulația, iar unele beneficii au fost demonstrate prin studii clinice. Te invit să descoperi unele dintre cele mai importante beneficii care ți le poate aduce consumul de chimion. Un studiu făcut la Universitatea Medicală din Iran arată că, dacă consumi chimion zilnic, poți slăbi de 3 ori mai mult. Și nu mă refer la a scade în greutate, ci efectiv a arde de 3 ori mai multă grăsime. Cercetătorii iranieni au condus un studiu care a implicat femei supraponderale sau obese. Acestea au fost împărțite în două grupuri. Pentru 3 luni de zile, toate au primit consiliere nutrițională și ambele grupuri și-au redus consumul caloric zilnic cu 500 de calorii. Diferența este că unul dintre grupuri consuma și 3 grame de chimion pe zi, amestecat cu iaurt. Și celălalt grup, care era grupul de control, a băut iaurt, în aceeași cantitate, dar fără chimion. După 3 luni, femeile din ambele grupuri au scăzut în greutate. Femeile din grupul care a consumat chimion au slăbit în medie cu 1,5 kg mai mult decât grupul de control. Remarcabil este că grupul care a consumat chimion și-a scăzut masa adipoasă cu 14,64%, pe când celălalt grup doar cu 4,91%, adică de aproape 3 ori mai multă grăsime. Dar faptul că au ars cantități mai mari de grăsime nu a fost singurul beneficiu oferit de femeile din grupul care a consumat chimion. Și sănătatea li s-a îmbunătățit,
femeile care au consumat chimion și au îmbunătățit și nivelul colesterolului. Nivelele colesterolului LDL rău au scăzut cu 10 puncte. Grupul de control a avut o scădere de doar jumătate de punct și nivelul trigliceridelor a scăzut cu 23 de puncte. La grupul de control au scăzut cu 5 puncte. Deci, ce s-a întâmplat la grupul care a mâncat chimion de s-a înregistrat o scădere așa mare a grăsimii corporale și trigliceridelor? Chimionul este bogat în fitosteroli. Aceștia inhibă absorpția colesterolului în corp. Cu alte cuvinte, chimionul poate crește temporar rata metabolică, acționând precum un termogenic. Nu numai gustul deosebit pe care îl dă mâncării, dar și alte beneficii pentru sănătate fac din chimion un super condiment. Această sămânță, care arată banal, nu este deloc banală în privința puterii sale. Se știe de mult că poate îmbunătăți digestia. Sunt și dovezi științifice cum că poate crește secreția unor enzime care grăbesc digerarea alimentelor. Chimionul ajută de asemenea la eliminarea bilei și implicit la digerarea grăsimilor și anumitor nutrienți de la nivelul intestinului. Oamenii de știință din Iran au analizat efectele chimionului asupra persoanelor cu sindrom de colon iritabil și au descoperit că acest condiment ameliorează simptomele acestei afecțiuni, precum crampe, spasme digestive, greață și senzație de balonare. Studiul a fost realizat pe un grup de pacienți cărora li s-a administrat extract de chimion timp de 2 săptămâni. Chimionul este bogat în fier. Fierul are un rol important în corp, fiind parte integrantă a hemoglobinei, o proteină din celulele roșii care transportă oxigen de la plămâni la țesuturi și aduce la plămâni dioxidul de carbon. Fierul este important și pentru un metabolism rapid și un sistem imunitar eficient. 4 grame de semințe de chimion au 16% din necesarul zilnic de fier. Într-un alt studiu realizat tot în Iran, s-au analizat efectele pe care uleiul esențial de chimion le are asupra nivelului de zahăr din sânge. Participanții la studiu au fost împărțiți în 3 grupuri de control. Celor din primul grup li s-a administrat câte 100 de grame de ulei de chimion pe zi, celor din al doilea grup câte 50 de grame de ulei pe zi, iar celorlalți li s-a administrat un placebo. Rezultatele benefice s-au putut observa în cadrul primelor 2 grupuri, întrucât uleiul de chimion a dus la scăderea rezistenței la insulină și a inflamației din corp. Ingredientele active din semințele de chimion au proprietăți antiinflamatorii, ceea ce înseamnă că ameliorează durerile și inflamațiile cauzate de afecțiunile inflamatorii. Atât semințele, cât și pulberea de chimion pot fi folosite în numeroase rețete pentru a da un plus de savoare preparatelor. De obicei, semințele de chimion se folosesc la supe, sosuri și în soteuri pentru un gust intens aromat. Acestea pot fi utilizate de asemenea la marinatul cărnii, dar și în preparatele pe bază de legume. În bucătăria indiană, semințele de chimion sunt adăugate la început în ulei fierbinte pentru a-i da gust uleiului în care se poate găti diverse preparate cu specific indian. Pe de altă parte, chimionul măcinat poate fi adăugat într-o rețetă în orice moment, deoarece acesta nu are nevoie de căldură sau de timp pentru eliberarea aromei, așa cum se întâmplă în cazul semințelor. Și acum un sfat important. Dacă ne este recomandat să limităm consumul de sodiu, putem folosi chimionul pentru a da gust preparatelor. Acest condiment poate înlocui cu succes sarea datorită aromei intense pe care o are. În plus, prin limitarea consumului de sodiu, ne reducem riscul de a suferi de hipertensiune arterială și de alte boli cardiovasculare. De asemenea, putem face ceai de chimion. Dăm în fiert o cană de apă, adăugăm o linguriță rasă de semințe de chimion, fierbem 5 minute și apoi lăsăm să se mai răcească și bem strecurând semințele. Chimionul este considerat a fi sigur pentru consum, chiar dacă este introdus în alimentație în mod constant sau este folosit sub formă de supliment alimentar. Atunci când este administrat ca remediu, nu trebuie să depășească doza de 600 de mg pe zi. Cu toate acestea, cercetătorii atrag atenția că există potențiale riscuri atunci când se administrează chimion. Anumite substanțe din compoziția acestui condiment pot scade nivelul testosteronului în cazul bărbaților
ceea ce înseamnă că au un risc mai mare de a avea probleme cu fertilitatea. În plus, chimionul poate crește riscul de avort, așadar este indicat să nu se consume pe perioada sarcinii. Vă doresc sănătate dumneavoastră și celor dragi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestui material. Sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut, mă înclin în fața dumneavoastră și totodată vă rog să-mi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, mă aștept și cu alte materiale interesante. De aceea vă rog să vă abonați.